Ostenit am prin păcat, umblând ca un pierdut. Când păstorul m-a aflat, la turmă m-a condus. Îngerii asta bine au văzut, numelui său laudă-i aduc. Cântarea 324. Ostenit am prin păcat, umblând ca un pierdut. Când păstorul m-a aflat, la turmă m-a condus. Îngerii asta bine el umblând, numai
citesc un text din cunoscut vouă, din Iacov, unde Iacov ne spune un demn frumos, am putea spune ca și o poruncă. Frații mei, citesc din Iacov, capitolul 1, de la versetul 2 până la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Așa. Despre această virtute numită răbdare, o să ne vorbească în momentele care urmează fratele Iuliu, care ne-a pregătit o tabletă, așa cum din Cuvântul lui Dumnezeu, și am dorit să ascultăm, această meditație frumoasă despre răbdare. Imediat o să-i dăm. Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru această nouă zi pe care a adăugat-o la viața noastră, în care avem posibilitatea să mai privim și să mai admirăm încă o dată frumusețea și splendoarea creației sale pe pământul nostru. Aș vrea, fraților, de data aceasta să încep printr-un salut. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Spun lucrul acesta nu pentru că nu l-ați cunoaște, ci, așa cum ne amintește Apostolul Ioan, tocmai pentru că îl cunoașteți. Credința noastră în cunoașterea lui Dumnezeu nu se întemeiază pe o înțelepciune omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Ceea ce propovăduim noi, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care fiecare se vă duce la locul lor. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care Dumnezeu o rânduise spre slava noastră mai înainte de veci. Și fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, 2 Corinteni 4:13, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Aș vrea să abordez doar în câteva cuvinte un subiect de care fiecare creștin adevărat ar trebui să ia seama în fiecare zi. Este vorba despre fenomenul răbdării. Răbdarea este școala de fiecare zi a creștinului. Este haina de drum cu care călătorim fiecare în lumea aceasta. Dacă cercetăm dicționarul explicativ al limbii române, răbdarea este capacitatea firească a omului de a suporta greutăți și neplăceri, atât fizice cât și morale. Și mai spune acolo ceva, că răbdarea este suferință și lipsuri. Apostolul Pavel atrage atenția corintenilor în a doua epistolă, capitolul 6, versetul 4, ca în toate privințele să fie niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, cu multă răbdare, în încercări, în nevoi și în suferințe. Dacă ne amintim de evanghelistul Luca, care redă marea profeție a Domnului în capitolul 21, vom observa că redă cuvintele Domnului, și anume, prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. De asemenea și Pavel, în învățătura pe care o dă
copilului său în credință, Timotei, îi spune, iar tu, om al lui Dumnezeu, urmărește neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea și așa mai departe. Subiectul răbdării este foarte vast și nu se poate în câteva minute să aducem toate referințele cu privire la el. Cert este faptul că în călătoria noastră prin Valea Umbrei Morții avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de multă, multă răbdare. Nu observăm noi că unele lucruri nu le putem definitiva datorită lipsei de răbdare. Apar uneori niște piedici care aduc alte piedici și până la urmă ne pierdem răbdarea. Ba și unele relații între oameni, din lipsa răbdării nu se pot face. Dacă noi, ca și creștini, nu avem uneori răbdare, ce răbdare putem să cerem sau să pretindem de la semenii noștri? Pentru că răbdarea este factorul maturității vieții creștinești. Și această însușire a creștinului îi dă valoare. Cel mai ilustru exemplu sau cel mai perfect în răbdare este Tatăl nostru Ceresc. El este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Nu ne ajunge vremea să vorbim despre răbdarea Domnului Iisus, despre care Apostolul Petru zice că îndelunga sa răbdare este mântuire. Ar trebui adeseori să îl rugăm pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne mărească răbdarea, să nu ne lase să ne lipsească răbdarea, să sape în inimile noastre dorința sinceră de a observa suferințele Domnului nostru de pe Calvar și prin aceasta vom putea să cunoaștem răbdarea Lui. Am aici, fraților, câteva însemnări despre acest subiect pe care, dacă avem răbdare, aș vrea să spun câteva. Am intitulat Răbdarea, școala creștinului. Și aș vrea, în primul rând, un verset din Romani, capitolul 5 și versetul 3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Analizând rețeta pe care Apostolul Pavel o dă romanilor, observăm că necazul aduce răbdare. Răbdarea, așa după cum știm cu toții, este o radă a Duhului Sfânt. Această virtute se măsoară și iese în evidență atunci când trecem prin încercări, lipsuri și greutăți. Fibra morală a răbdării crește numai alimentată cu stres. Nu este important dacă suferințele tale sunt mici sau mari. Important este ca pe toate să le suferi cu răbdare. Prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre, așa cum am amintit, versetul 19 din Luca, capitolul 21. Răbdarea este cheia ascensiunii noastre spre idealurile sfinte. Nici o virtute nu împodobește atât de frumos caracterul creștin ca răbdarea. În răbdare sunt reflectate toate celelalte virtuți pe care le posedă un copil al lui Dumnezeu. Deși credința merge totdeauna înaintea răbdării, totuși gradul răbdării indică puterea de credință pe care o avem.
Răbdare este credința care nu se grăbește. Încercarea credinței dă valoare răbdării. Lecțiunea pe care noi trebuie să o învățăm în fiecare zi este răbdarea. Iată ce zice către îngerul bisericii din Filadelfia, cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Apocalips 3:10. Aceasta este răsplata celor care cu răbdare aleargă spre țintă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au prorocit în numele Domnului, Iacov 5:10. Atâta vreme cât mai trăim în trup, să facem ce avem de făcut, să lucrăm cu credință în via Domnului și El va fi răsplata noastră. Să citim cuvântul, să medităm asupra lui, să vorbim, să scriem, să cântăm, să ne rugăm, să suferim cu răbdare orice necaz. Viața veșnică merită toate acestea. Când va sosi ziua pe care numai Domnul o cunoaște, atunci nu vom mai zice cine ne va izbăvi de acest trup de moarte. Nu vom mai striga, vai de mine că stau la Meșec și locuiesc în cortul de Chedarului. Atunci vom înțelege pe deplin de ce Domnul a răbdat cu nună de spin pe fruntea lui nevinovată. Până atunci, așa cum ne spune prezbiterul Iacov, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. În legătură cu acest subiect am și câteva versuri. Și dacă mai aveți răbdare, aș vrea să le citesc. Se intitulează Răbdare și iubire. Există o însușire, ba chiar două au valoare, o răbdare din iubire și o iubire răbdătoare. Domnul nu a pus hotar, ne-a întins la toți chemarea, din Iordan până la Calvar, a desăvârșit răbdarea. A răbdat orice ispite, pe toți câți l-au contestat. A răbdat gesturi cumplite, toată viața a răbdat. Doamne, câtă demnitate ai avut în încercare, dă-ne și nouă o parte din imensa ta răbdare. Florile ce strălucesc în buchetul de trăire și parfumul își răspândesc sunt răbdare și iubire. Fără îndelung răbdare, suntem slabi și în credință. Orice pas de înaintare dovedește neputință. Căci măsura de credință este dată de răbdare. Doar trăind în umilință vom avea caracter mare. În drumul spre mântuire de pe câmpul încercării, să culegem cu iubire floarea îndelungi răbdării. Și cu două versete din Roman, capitolul 15, aș vrea să închei. Versetul 4 și tot ce s-a scris mai înainte s-a scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Și versetul 5, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți același simțăminte unii față de alții, după pilda lui Iisus Hristos. Amen. Mulțumim Domnului și fratelui Iuri pentru meditația frumoasă și pentru poezie. Domnul să ne ajute să dezvoltăm această virtute tot mai mult, dar se pare că pentru aceasta avem nevoie de stres, chiar dacă fugim de el, ca să ne exersăm această virtute. Și știți cum e, când ne rugăm Domnul, dă-ne răbdare, Domnul ne dă ocază să o dezvoltăm. Aici e ideea și noi de multe ori fugim de aceste ocazii, așa cum ne zice și Iacov, să privim ca o mare bucurie când treceți prin feluri de încercări. Pentru că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. De ce porți tu povara atâtor îndoieli? Cuvântul meu e veșnic și pe pământ și în cer.
Eu pot să-ți dau credință, chiar dacă tu ești slab, dar nu privi la tine, copilul meu cel drag. Eu te-am chemat.
Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie alt și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu chismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Dar dragostea va rămâne pentru totdeauna. Și ce amintea fratele Michi la prima oră despre glasul păstorului și despre poruncile pe care le găsim în Evanghelie, toate pot fi sumarizate în cele două porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu toată ființa ta, toate compartimentele și pe aproapele tău ca pe tine, în sus. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mai presus de orice, de credință de avânt, de orice dar care biruie firea, mai presus de minuni, de tării de cunun, mai presus de orice, e iubirea.
Tatălui nostru pentru această înviere care s-a coborât de sus. Și s-a manifestat prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și fiindcă avem un safir în mijlocul nostru și pe fratele Michi l-am auzit, acum o să l-ascultăm și pe Cornel cu darul pe care Dumnezeu l-a dat, sau mai multe daruri pe care Dumnezeu le-a dat. Pentru început o să aibă o poezie, după aceea și o cântare și atunci și un instrument. Dorim să-l auzim, Domnul să-l binecuvânteze și pe el. Amin. Haide, rog. Poezia care vreau să o recit cu ajutorul celui preanalt este tot legată de iubire, de cântarea cântărilor despre Solomon și Sunamita. Privesc departe spre Sion, prin viacuri înaintate, și aud ecoul dintr-un ton, vibrând peste cetate. Ierusalimul e în amurg, sub zarea argintie, izvoarele la vale curg, domoale spre cutie, sclipia paratul în raze lucii și în sclipiri de astru, și în parcul de smochini și nuci sta Solomon Sihastru. Și versurile ce-i se nasc prin minte de astă dată sunt izvorâte din Damasc, din dorul după o fată. De-o fică de neam sirian, de-o ciobăneasă sclavă, ce te-a legat, o, Solomon Viteaz, tu ce stai pe atâta slavă? Tu stai pe tron, ea stă la oi, tu în slavă, ea la stână. Nu sunt atâtea fete ca la noi, ne-o faci chiar și regină? O, cine altul mai presus, un împărat ca tine, în neamul tău, o, cât de nus, crăiese și regine? Tu ai 60 la curtea ta, 80 de țitoare, mă mir că în minte poți purta un chip de servitoare. Cum poți porți tu florele din strat, cu mie rupte în mână? Tu ai regine la palat și vrei să aduci din stână? Când te aud cum o descrii în versul de tot stilul și spui că ea nu-i alta între cei vii, așa departe e Israelul. Și dacă n-am cunoaște-o chiar, că nu e atât de floare, e arsă, parcă ar fi de jar, de razele de soare. Dar tu o vezi cum alta lume nu-i, o faci trandafir și începe atât de înalt să o sui și începe atât să o înșiri, din cap până în călcâie. O, ce va spune un popor de tine, rege în slavă, când tu, îmbătat ești de amor, te-a fermecat o sclavă? Tu vezi cum alta lume nu-i, o faci porumbiță și începe atât de înalt să o sui cum n-are lume viță. Aud mereu același ton în versul ziua întreagă și spui că lași regat și tron, atât îți e de dragă. Prefer la stână să te duci sau păzitor la vie, prefer pe orice drum să apuci. De ce ai vrea să vie? Repetă versul ce ai spus cântindu-ți trista soartă, atunci când tu l-ai acasă te-ai dus și ai bătut în poartă. Dar ea răspunsul ți-a din pat și fărseas afară. M-am dezbrăcat și m-am culcat. Și cum? Să mă îmbrac iară? Așa de rege te-a respins din poarta ei copila, nici simț de om nu a simțit, nici dragul și nici mila. Afară încet se revărsa un vânt de sud cu ploaie, iar ei nici pic nu-i păsa că hainele se moaie, și nici că în pieptul tău de foc purtat mai în noapte, prin munți, prin văi, prin orice loc, pentru a iubirii șoapte. Tu te-ai întors pe același drum, fierbând în gelozie. De ce? Mă întreb și eu acum. De ce n-a vrut să vie? O, ce-ai pierdut tu, Solomon, de plânge o ciobăneasă? Cu sila vrei să urci pe tron, să o faci împărăteasă? Târziu noapte s-a trezit că n-a făcut ea bine. Și s-a sculat și te-a strigat, te-ar fi dorit ieșita după tine, dar tu de mult ai și plecat, nici n-a părut răzorii. Și atunci, în ceasul nopții înserat, au prins-o păzitorii. Bătuta-o și-au rănit-o rău, lăsând-o aproape moartă. Și-a plâns ea mult că n-a venit, când i-ai bătut în poartă. Și acum, ce folos că plângi,
distrus ești de o copilă, că au dus-o cei străini pe mâini, bătută fără milă. Tu între regi ești renumit, te știe orice țară, palatul ce l-ai construit și înțelepciunea-ți rară, și slava ta și tot ce ai, poți ea înțelege, pentru o copilă să te dai. O, ce-i cu tine, rege? Ziua și noaptea o descrii cum n-ar fi altă fată. Ne pare a fi ieșit din minți, tu, rege, astădată. Trecut au mulți ani pe rând prin mintea mea slăbită și eu tot așa aveam un gând, o cauți pe sunamită. O, azi mă văd că-s păcătos și vin cerând iertare, că știu prin Duhul lui Hristos vestea o taină mare. O, Solomoane, tot ce-ai scris în vers de-a ta iubită e întâmplarea cu Iesua, e a doua sunamită. De 2000 de ani îl vezi chemând-o în gelozie, pe drum, acasă, prin livezi, dar ea nu vrea să vie. O cheamă în dragoste mereu la slava lui de rege, deși e fiul de Dumnezeu, ea tot nu-l înțelege. El sta la poartă și bătea, vrând să o cheme afară, dar ea într-una respingea, în orice zi și în orice seară. Spune, suflete ce stai și asculți acestea toate. De când te cheamă Crist la rai? De când la ușă-ți bate? El nu mai poate de al tău drag, de atâta timp te cheamă, de atâta timp îți bate în prag, crezând că o să-ți dai seamă. Văzut ai tu atâta drag în lume la vrunire? Să-i fi aprins atâta dor mireasa în iubire? Să vină El, cerul lăsând și dezbrăcat de slavă, să vezi îngheții mari plângând de dragul meu și al tău o sclavă? Mai mult ca roaba de la oi pe Solomon să-l poarte, pe Iesua, iubirea pentru noi, l-a dus până la moarte. Să-l vezi de dragoste îmbătat, luând povara în spate, și-o urcă, urcă neîncetat, în timp ce gloata îl bate. Și parcă orice spin și cui și lovituri de bice le acoperă în iubirea lui, răbdând nimic nu zice. Parcă pe brațe te-ar fi prins ca pe un copil o mamă, de dragul ce era aprins, nimic nu-ți lua în seamă. Aprins de amorul tău cel viu, ascultă cum se roagă. O, Tată, iartă-te că nu știu. Și atunci erai dragă. Tu întindeai oțet în sus ca să-l pui pe buze, dar dragostea cea de-a Iisus și atunci îți căuta scuze. Ah, bine ar fi să asculți cu drag pe Solomon cum cântă, cu mirele ce-ți bate în prag, să faci logodnă sfântă, să dai divorțul la păcat și poftele din fire, să fii cu sufletul curat, că l-ai pe Iesua mire. O, dă-ți, dă-ți dar haina veche jos, să îmbraci azi una nouă, că-ți dă și ție bucuros, așa cum dat unea și nouă, și-ți dă și haină și inel, să nu mai fii o sclavă, ci veci de veci să fii cu El, pe tronul Lui de slavă. Fă dar acestea ce se cer, de vrei să ajungi acasă, la Solomon acel din cer, să fie a lui Iisus mireasă, să ne întâlnim la nou altar, la nunta pregătită, o fie-și ceasul acesta dar, trezire sunamită. Amin. Amin. Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 13, versetul 15 spune, prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre. Și să nu dăm uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Aș vrea să-L laud pe Cel Preanalt cu o cântare din Psalmul 18, care vorbește despre izbăvirile Celui Preanalt în viața lui David și în viețile noastre. Cerățul e vreme grea, izbăvirea
s-a zguduit pământul, chiar și munții s-au mișcat, s-a mâniat stăpânul slavei, privind vrăjmașii alunați. Acum s-a zguduit pământul, chiar și munții s-au mișcat, s-a mâniat stăpânul slavei. Mă poartă ca ostea.
Chiar și în mari nenorociri. Umbra Lui ne acordă paza, când dormim, o vine amiaza, ori se anunță năvăliri, și pășim oricare faza către alte străluciri. Dacă cineva așteaptă vreun mesaj religios și l-ar face curios logica tradusă în faptă, să nu o caute în șoaptă și privind mereu în jos, ci urcând din treaptă în treaptă și dorindu-L pe Hristos. El, o inimă înțeleaptă, îi va da neîndoios și arătându-i calea dreaptă, îl va face credincios. Ajutându-l să înțeleagă taina Bibliei adâncă, cel ce dă a vieții apă, e Iisus, divina stâncă. Însă cei ce se îndoiesc de această realitate și în final tăgăduiesc paginile insuflate, ei de stâncă se lovesc
Și prin felul cum gândesc, Biblia adeveresc și din nou îi dovedesc strașnica veracitate. Cu un șofer isteț la bord, cu un autoturism record, dar cu harta în dezacord, rătăcești din sud spre nord. Mulți s-au abătut din mers, eu vă spun ca fapt divers. La început erau la pas cu anumite privilegii, când renașterea din pas săvârșise sacrilegii. Ei au dat impuls și glas, dar cu timpul s-au retras să mai facă un popas și să-și mai trateze energii. Mai cu afaceri cât un ceas, mai cu lumea la taifas, iar acum au ca stas înmulțirea fără de legii. Ce atmosferă neplăcută când stau lucrurile așa! Este o pierdere în valută care cerul o impută, neputând o tolera. Biblia e cunoscută, despre ea mult se discută, dar câți oameni dintr-o sută se mai încadrează în ea? Rog să-mi fie cu iertare, căci nu vreau să arunc o cară, dar sunt cazuri similare, ca în biserica primară. Elemente arbitrare implicate până oară și în a Domnului lucrare. Ne fac inima amară. Au sistemul de frânare de reglat atât de tare că-s greșiți din calea afară. Și atunci, oh, dragi mei, cum să ne bazăm pe ei? Domnul ne spune prin Matei că eroarea ne poate paște, dar după roade vom cunoaște, căci e limpede, e lege. Niciun om nu va culege struguri din tufiș de spin sau smochine din mărăcini. Când se dă un mare sneu, lasă-l să se simtă bine. Să-l cunoști nu-ți va fi greu. Roadele vorbesc mai bine. Unii nu respectă stopul până n-a venit potopul. Dar și soarta le surâde precum pomului topor. Azi de lucruri sfinte de mâine își plânge viitorul. Despre aceste vremuri grele ne-a înștiințat Scriptura. Falși profeți de dați la rele nu mai pot să-și țină gura. Pentru ei nu este o taină a evlaviei croială, ci doar o formă goală. Căci nu o poartă în piept, ci în haină. Numai e ce a fost odată și sunt motive de a boci. Căci credința cea curată, dragostea adevărată și nădejdea neînfricată au cam prins a se toci. Pocăința cea aleasă de dorit pe alocuri lasă. Mulți creștini, bărbați, femei, sunt de-a dreptul căldicei. Vor a fi cu lumea frați, dar și în rai când vă mutați. Timpul arată bine parcă, favorabil pentru stână. Avem totul la îndemână. Totuși, zilnic se remarcă, bacă fluiere ne-ngână, bacă lupii ne-ncearcă, bacă îs ouzi ciobanii vioarcă, bacă oi ne-nțarcă, nici tu brânză, nici tu lână. Sunt pășuri verzi, sunt silozuri, cerul mai trimite ploaie, sunt adăpători, sunt iazuri, totuși, nu-s puține cazuri când păstorii au necazuri că produsul nu-i de oaie. Frecventăm o adunare și înăuntru arde focul. Se aglomerează tare, uneori n-ajunge locul și de oaie doar cojocul. Preferat alem de lom, iar acesta e de sezon. Când s-a isprăvit sorocul, nu-l mai scoate arma rocul. Se epuizează stocul, la ieșire, la intrare, firea veche este în floare. Și o vezi cum ea în ploare, iar lumina încet dispare, căci am pus pe ea obrocul. Firea pământească învinge, iar lumina în noi se stinge. Pocăința cea modernă, capul ți-l așează în perlă. Te adoarme în Sion ca Dalila pe Samson, care știți că n-a păstrat ce a fost încredințat. Și ați văzut ce s-a întâmplat. A pierdut ce a căpătat. O femeie l-a trădat și a ajuns un om ratat. Astăzi, pentru neveghere, pentru abuzuri de avere, mulți alunecă în sor. Se pretinde cu putere, cu ochi buni și cu vedere, însă el de mult e orb. Râșnița nu învârtește ca Samson la filisteni, cu dolar se necăjește, căci mamona îi fugărește cum a dus hrană la pește turma de la Gadareni. Adevărul e unic stas. Nu-i pe drum cu tot flecarul. Mulți din cei versați la glas au făcut aici popas când urmau itineranul. Ai fi zis că și este un as.
dar s-a șters de la Adas și a contravenit cu harul. Violând acest atlas, numai cobza i-a rămas. Iar acum el cântă bas cu Alexandru Căldăraru. Pe-a credinței sunt traseu, strigă Biblia mereu, dar la inimi greu pătrunde. Azi puțin sunt ca Zacheu, mulți au chip de fariseu, face rău și se ascunde. Când se vor afla la greu, vor striga la Dumnezeu, dar ce zici, le va răspunde? Totuși, temeria tare de sub marele perete cu ale Domnului secrete va rămâne în vigoare fără umbră de eroare, având aceste pecete. Dumnezeu cunoaște bine pe oricine aparține. Cel ce numele rostește și se dă drept credincios, dar ce spune nu trăiește, Biblia îl osândește și îl declară mincinos. Cine adevărul alege, prin trăire să nu-l lege. Dacă vrea ca să-l urmeze, zilnic să se îndepărteze de orice fără de lege. Sigur, într-o casă mare, categorică nu sunt. Numai vase de valoare care strălucesc la soare. Unele-s inferioare, piatră, lemn sau chiar pământ. Gospodina le sortează cum le întrebuințează. Cele scumpe o să fie puse în sufragerie. Altele în bucătărie. Unele rămân pe afară pentru slujbe de ocară. Iată ce am învățat de la ce mi s-a predat din cuvântul revelat, care face acum apel către noul Israel. Nouă ni se recomandă, cum ați auzit pe bandă, să înregistrăm mesajul, controlând și ambalajul, dar la modul absolut să contăm pe conținut, controlând la orice pas ce am acumulat în vas și slăvindu-l iar și iar, toți, pe marele polar. Amin. Amin. Bine, cuvântul. Foarte mulțumim. Poate cum ne pregăte și o cântare cântare. De Tatăl meu cetățuia mea, în orice
ce ne-a zis astăzi pentru binecuvântări pe care ne-a dat, prin poezii, prin cântări. O să luăm și eu pe Domnul o cântare legată de dragoste. Ce oceane de iubire se revarsă neîncetat spre întreaga omenire din a vieții prinț junghea. După care o să dăm citire saluturilor pe care mi le-ați trimis și o să fac și un anunț. Asta era. Asta era? Da. Așa, fratele Gheorghe Calotă,
ne salută cu Tit 2, 11 la 13. Nu schimba asta, că ca un schimb. Câte a zis Tit? Tit 2, 11 la 13. Tit 2, 11 la 13. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu părbânătatea și cu poftile lume și să trăim în viacul de acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră în nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Până la 13. Da. Cine ne spune pace vouă, pace frate Gheorghe Calotă, fratele Eugen, harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Mulțumim și cu el și cu toți. Mulțumim pentru saluturi. Salut. Mulțumim Domnului pentru tot ajutorul, fratele Miti pentru cuvântul pe care l-a adus. Domnul să răsplătească efortul și la fratele Cornel, de asemenea, Domnul să răsplătească efortul. Îi mulțumim pentru cântări, poezii, la fratele Iuliu, de asemenea, pentru meditația frumoasă, pentru la fratele Claudiu, pentru munca care o depune aici. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și așteptăm cu drag să ne vedem față în față. Vom mai cânta o cântare care și după aia ajutăm pe fratele Miti Buhai să ne conducă în rugăciune. Ultima cântare. O crește în iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te rugam. Îmi umple cu dorul pe care aștept și ochii și glasul și inima pierd. O crește în iubirea. Crește de lăbe semani.
chiar de mai